Salut, fraților, ce faceți? Astăzi vreau să vă prezint noul meu telefon, Xiaomi 14 Ultra. Să facem un unboxing, nu vă mint, eu l-am văzut deja, dar pentru o experiență mai plăcută și asta am zis că să-l păstrez totul exact cum e. Scuzați-mi mânurile, am o firmă de termopane și eu mai și lucrez. Pe lângă asta mai facem și content. În pachet. După câte am văzut eu, aici avem o husă cadou de la cei de la Xiaomi. O husă, să zic așa, de bună calitate. Oricum, eu deja mi-am comandat alte două huse, că, da, fiind un telefon atât de scump, nu-mi permit să-l spart, doamne ferește. Și aici avem telefonul. Ia să vedem, să vedem, să vedem. Ia uitați, frumusețe de telefon. Și usc la piece de resistance. Avem acest spate. Piele de șarpe, zic eu. Din piele de șarpe. Avem aici un logo Xiaomi frumos. Avem lentilele de la Leica, camerele foto. Acum chiar sunt curios să văd cum o să decurgă situația cu el. Din câte am înțeles, cam riscantă treaba când îl pui pe masă, să stai cam așa. E bine pentru vizionare. Ia să vedem ce mai avem în pachet până una alta. Oh, nu s-au zgârcit cei de la Xiaomi. Au pus în pachet un încărcător de 90W. Foarte bun. Am înțeles. Și avem și un cablu. Cablu, bun, cablu nu mă interesează, că am cablu de 5 metri. Deci, poate cap o să-l folosesc, deși am un cap care deja e foarte bun, dar o să vedem, asta rămâne de văzut. În continuare, am să vă prezint telefonul. O să încercăm să-l pornim. Iau, și pornit, wow. Cam așa arată. Pornit. Acum o să-l dăm în limba română. Pentru că așa e ok, în România, am citit, da, cartela SIM n-am băgat-o, trebuie neapărat introdusă, nu ne interesează, adăugăm o rețea, no, unde e rețea, a dispărut rețeaua, aici e, 5G, și acum, se conectează și la rețeaua de internet și să vedem ce va fi. Ce va fi, ce va fi. Deci acum nu mai stăm acum să-l facem. Dăm înainte, înainte, ok, toate sunt ok. Mai nu. Da, nu copia, trebuia să dau, nu am fost atent. Acum sunt curios să vedem cum funcționează. Display-ul se vede destul de ok. Vom vedea. Chiar sunt curios cum se văd camerele astea. O să atașăm și niște... O să atașăm... O să facem niște fotografii. Și un pic de video. Și vedem care e clasic. Stai o jumătate de oră până ce-l face. Se pregătește sistemul. Se simte ok, nu-i gros, am crezut că o să fie mai gros, dar se pare că nu e chiar atât de gros. Aici avem un difuzor. Aici iară avem difuzor. Avem USB-C-ul. Aici se bagă SIM-ul. E interesantă dunga asta aurie care o are. E chiar interesantă oricum sunetul ăsta. De la camere e chiar interesant. Da, zici că e un telefon de plastic, nu știu. Așa îmi prezintă prima apariție. Oricum se vede interesant pe el. Ia să vedem dacă îi dăm
luminozitatea mai tare, că s-o lăudat, că atât e de bun în soare și are o luminozitate așa și așa. Nu mi se pare, wow, la ce bani costă unul, până la urmă nici n-ai ce să ceri de la un telefon, nu tare ai ce să ceri. Din câte văd, e ca orice Android. Partea dreaptă sunt setările și partea stângă sunt notificările. Jurnal apeluri. Da, are animații frumoase, într-adevăr. Ce să zic, o să revin cu mai multe detalii. Ia, actualizare de sistem, actualizați telefonul. Tema, în primul rând, o să fie dark, pentru că nu-mi place așa cu albul. Am un, ce sper eu să nu se acadeze. Eu am un S23 și când filmez mai mult sau ui ceva, începe să se încălzească și nu e ok. Să sperăm că acesta, ia, deja începe cu stângul. Să stinge, să pornește. No, nici nu mai știu ce să vă prezint la el. Dual flash, interesant. Ia să vedem cum se vede. Da, interesant. Chiar bună camera. Și firele de praf le vede. Într-adevăr, la camere n-am ce să zic. E ceva spectaculos. Să vedem video. Eu am cumpărat normal pentru film. Pentru modul ăsta. Pentru asta am cumpărat telefonul ăsta. Am mai avut. Și are niște setări foarte, foarte interesante și chiar e ok din punctul ăsta de vedere. Avem HDR Plus, toate nebuniile spre el aici. Da, o să vă atașez niște fotografii să vedeți cum apar. Și cam asta e prezentarea noului Xiaomi 14 Ultra. Ia să vedem cum se pune și carcasa. Cam așa se prezintă cu carcasă. Frumos. Nu-l nici îngroașă. Dar, într-adevăr, aici îți poți sprijini degetul cât e de ieșită camera în afară. Cum, oricum, asta va fi o problemă, mai ales eu cum sunt pe șantier. O să fie o problemă acest obiectiv mare de pe spate, dar o să-l protejăm, bineînțeles, cu ceva, că altfel nu se poate. Da, ce să zic, păi o să atașăm fotografiile și vedem, într-adevăr, pe masă, când stai, are acest mic deranj, dar trecem peste, o să-l punem așa. Cred că o să fie cel mai indicat de fiecare dată. Cam așa se prezintă pozele făcute cu Xiaomi 14 Ultra. Chiar surprinzător de frumos. Vă doresc numai bine, merită telefonul.